Salutare, dragi colegi și colege! În acest video voi vorbi despre procedura de acreditare a unei organizații necomerciale în calitate de instituție gazdă a activității de voluntariat în Republica Moldova. În anul 2010 a fost adoptată legea numărul 121 cu privire la voluntariat în Republica Moldova. Aceasta oficializează și reglementează statutul instituției gazdă a activității de voluntariat și al voluntarilor. Potrivit legii, voluntariatul este definit ca participare benevolă la oferirea de servicii, cunoștințe și abilități sau la prestarea unor activități în domenii de utilitate publică din proprie inițiativă a persoanei denumite voluntar. Statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat este acordat de Comisia de Certificare a Instituțiilor Gazdă, care activează sub egida Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Pentru a obține statutul de instituție gazdă al activității de voluntariat, organizațiile necomerciale trebuie să depună un dosar la Secretariatul Comisiei. Dosarul va conține cererea cu privire la recunoașterea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat, copia certificatului de înregistrare extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, copia statutului organizației, programul anual de voluntariat al instituției, regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor în organizație, actul privind desemnarea coordonatorului de voluntari și CV-ul acestuia. În urma aprobării dosarului, organizația va obține certificatul de instituție gazdă a activității de voluntariat, care este valabil timp de 3 ani, însă poate fi prelungit ulterior. Instituția gazdă este o persoană juridică de drept public sau persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, care administrează activitatea de voluntariat și încheie contracte de voluntariat în conformitate cu legea. Statutul instituției al activității de voluntariat permite utilizarea unor instrumente de lucru precum carnetul de voluntar, certificatul nominal de voluntariat și cele trei registre în care se păstrează și înregistrează datele cu privire la activitatea de voluntariat. Voluntarii pot desfășura activitatea în cadrul instituțiilor certificate în baza contractului de voluntariat sau în afara acestuia. Pentru a semna un contract de voluntariat, voluntarii vor realiza cel puțin 20 de ore de voluntariat în decursul unei luni. După semnarea contractului, instituția va solicita carnetul de voluntar de la Ministerul Educației și Cercetării. Voluntarii care din diverse motive nu pot realiza 20 de ore de voluntariat vor primi la finalul stagiului un certificat nominal de voluntariat care va conține numărul total de ore efectuate în perioada de activitate. Toți voluntarii au dreptul de a beneficia de o scrisoare de recomandare și de un carnet de voluntar sau certificat nominal de voluntariat. Organizația va delega prin ordin o persoană care va fi responsabilă de menținerea în ordine a documentației instituției gazdă și completarea acesteia. Tot această persoană poate solicita eliberarea carnetelor de voluntariat. Lucrul cu voluntarii nu se rezumă doar la identificarea și implicarea lor în acțiunile instituției. Este un proces complex care implică menținerea echipei de voluntari și motivarea lor în realizarea unui scop comun. Aprecierea voluntarilor nu se limitează doar la evenimente de mulțumire sau oferire de cadouri și premii. Este importantă și atitudinea și starea de spirit a întregii echipei din cadrul instituției gazdă, care trebuie să demonstreze voluntarilor că efortul lor nu este în zadar. Printre beneficiile activității de voluntariat, care le regăsim în lege, sunt faptul că voluntariatul poate fi considerat o experiență de muncă în procesul de angajare sau pentru promovarea în carieră, dacă este confirmat prin scrisoare de recomandare și carnet de voluntar. Voluntariatul poate fi recunoscut ca stagiu de practică pentru studenții din instituțiile de învățământ superior. Atunci, catedra responsabilă de stagiu de practică poate acorda 5 credite transferabile de studiu pentru voluntarii care depun o cerere însoțită de rapoarte și documentele care atestă realizarea voluntariatului.
Și în final, legea voluntariatului stabilește că participarea la activități de voluntariat poate aduce beneficii atât în plan personal, cât și pentru comunitate și poate contribui la formarea unei societăți mai inclusive, solidare și responsabile. În concluzie, devenind instituție gazda a activității de voluntariat, organizațiile necomerciale obțin recunoaștere oficială, acces la instrumente specifice și resurse, posibilitatea de a semna contracte de voluntariat și recunoașterea experienței de voluntariat. De asemenea, echipa de voluntari va contribui la realizarea misiunii organizației, la satisfacerea nevoilor beneficiarilor și la dezvoltarea imaginii organizației, atât la nivel local, cât și național.